Primăria sectorului 2 a anunțat că va demara și anul acesta campania de testare Babeș Papanicolau, dedicată femeilor defavorizate. Partenerul administrației publice este Institutul Oncologic București, profesor dr. Alexandru Trestioreanu. Această acțiune face parte din programul de depistare a cancerului de col uterin, iar testarea va fi complet gratuită. Pe teritoriul României, cancerul de col uterin este pe locul 2 între tipurile de cancer ce afectează femeile de toate vârstele, primul fiind cancerul mamar, după cum arată un raport al Observatorului Global al Cancerului. După cum a informat Primăria Sectorului 2, această campanie are scopul de a veni în sprijinul femeilor din mediul defavorizat, cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. În această categorie se încadrează femeile care nu au asigurare medicală și care nu s-au testat în ultimii 5 ani prin programe naționale de screening. Consultațiile gratuite vor fi realizate de medicii Institutului Oncologic într-o unitate mobilă de testare. Campania se desfășoară între 28 și 30 iulie și ulterior între 4 și 6 august la Complexul Pantelimon.